Stau acum și îmi dau seama că te-aș face pentru mama. Că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. De această dată vă salutăm din Șcheia cu o surpriză frumoasă pentru doamna Elena, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Între timp să ne scrieți din ce colț al lumii sau a țării ne urmăriți, să dați un like și să distribuiți acest video. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Doamna Elena, la mulți ani vă spunem! Și auzi, venim aici aproape de dumneavoastră. Am să vă rog să țineți florile. Doamna Elena, noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știm că astăzi sunteți sărbătorită și împliniți o frumoasă vârstă. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă. O surpriză venită cu toată dragostea din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă întreb, cum vă bănuiți cine v-a pregătit această frumoasă surpriză? Cine credeți dumneavoastră când ne-a trimis aici? Așa credeți dumneavoastră? Cântăm cu toții un la mulți ani, doamne Elena, ca să-i mai treacă din emoții și după care o să aflăm din partea cui este surpriza. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Vă spunem, doamna Elena. Iar acum a venit momentul să aflăm ce au să vă transmită astăzi persoanele care ne-au trimis aici la dumneavoastră. Iar mesajul spune așa: felicitări de ziua ta, mămică. Pentru noi ești cea mai frumoasă mamă din lume și cea mai bună. Ne închinăm pentru toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru noi. Îți suntem recunoscători pentru sprijin, pentru cunoștințe, pentru răbdare. Întotdeauna ne înțelegi și ne sari în ajutor atunci când avem nevoie. Iartă-ne dacă cuvintele noastre te-au supărat vreodată. Ești cea mai bună, blândă și importantă pentru noi. Un mare mulțumesc pentru tot. Toate cuvintele nu sunt suficiente pentru a putea descrie dragostea ce ți-o purtăm noi. Ne-ai sprijinit întotdeauna, te-ai bucurat cu sinceritate de toate succesele noastre, iar noi, la rândul nostru, te vom răsplăti cu ajutor. La mulți ani, draga noastră mămică! Primește cele mai sincere urări de bine din partea copiilor, ginerilor și nepoțeilor. La mulți ani! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le transmiteți ceva? Nu, le urez sănătate, înțelegere, voie bună, să auzim de bine, la mulți ani și lor. Să-i aveți cât mai des aici, aproape de dumneavoastră. Care mai des, dar uite cum se poate. Care sunt plecați, care sunt... Am fetele mai aproape. Eu le mulțumesc frumos cum m-am onorat și m-am... Acum strângeți roadele. Pentru că până acum dumneavoastră ați ajutat copiii, acum a venit rândul dumneavoastră să fiți ajutată, susținută și... Așa se face cine poate și cine
are obraz, mașini, nu? Să știți că copilașii dumneavoastră au mai pregătit și o melodie care doresc să o ascultăm împreună. Ce pentru mama, că mama e cu vorbe bune, am ca ea pe alta lume, la oglindă o ajut să-și lege neframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Doamna Elena, sănătate multă și să vă bucurați de tot ce e dragi ai dumneavoastră. Așa să te-a Dumnezeu. O zi frumoasă în continuare. Și surprizele să continui pentru dumneavoastră. Mulțumim.